Furturile din vagoane au scăzut în primele 9 luni ale anului 2013 cu 20% comparativ cu anul 2012. S-au sustras bunuri din infrastructura feroviară. În aceeași perioadă a anului 2013 au fost mai multe grupări infracționale destructurate, în prezent fiind reținute și arestate pentru cercetări 30 de persoane. Totodată au crescut și prinderile în flagrant și persoanele care au fost identificate și sunt cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat. De cele mai multe ori, obiectele furate ajung la centrele de colectare a fierului vechi. Patronii acestor unități le acceptă pentru a scoate profit, chiar și cu riscul de a da socoteală în fața legii. Anul trecut, în primăvară, guvernul a interzis firmelor care prestează astfel de servicii să mai cumpere de la persoane fizice șine de cale ferată.